Hallelujah. Obedience to the call of God. Ascultare față de chemarea lui Dumnezeu. That's why we're talking about this. Despre asta vorbim astăzi. Inside of each of us is a leader. Înăuntru fiecare dintre noi există un lider. But we must become the leader. Dar noi trebuie să devenim liderul care este în noi. It's like that seed we talked about. E ca și sămânța aceea despre care am vorbit mai devreme. There is great potential and capacity. Este potențial mare și capacitate în fiecare dintre noi. And what we want to do is we want to release that potential. Ceea ce vrem noi să facem este să lăsăm ca potențialul acela să iasă. And there's a process that we go through. Și este un proces prin care trecem. I can remember when I was in Bible college. Îmi aduc aminte atunci când eram la școala biblică. Many of the brothers that I was in college with. Mulți dintre frații cu care eram acolo, they believed that as soon as they got out of Bible college, ei credeau că imediat ce termină școala biblică, that men were just going to elevate them to great positions. Oamenii îi vor ridica și îi vor pune pe ei în poziții înalte. They're going to have great churches just starting off. Vor avea biserici grozave care îi vor lua ca pastori. Did they learn knowledge? Au învățat cunoștința? Yes. Da. That was part of the process. Era parte din proces. But then there's experience. Dar apoi urmează experiența. And that's what we, that's part of our process. Asta de asemenea parte din procesul. It's allowing God to bring in us. I-a lăsat pe Dumnezeu. The experience that we need. Să ne aducă experiența de care avem nevoie. The knowledge that we need. So then we can do what God has called us to do. Ca noi să putem face ceea ce Dumnezeu vrea să facem. Here in the diagram. Aici în diagrama aceasta. Inside of this seed. Înăuntru, în centrul acestei sămânțe. Is a tree. Este un copac and fruit. Și este rod. We have the seed. Avem sămânța. And the tree. Și copacul. And the fruit. Și rodul. But if we leave the seed, I was in the market the other day. Am fost la piață cu câteva zile. I saw this big bag of corn. Și am văzut acolo un sac mare de porumb. If I get a piece of that corn, dacă iau o bucată de sămânță, and I lay it on this table, și o pun aici pe masa aceasta, and I leave it here, și o las aici, will it grow? Va crește? No. No. Why? De ce? N-are condiții. N-are condiții. The right conditions. Nu sunt condițiile potrivite. The potential is there. Potențialul este acolo. But the process hasn't taken place. Dar procesul încă n-a avut loc. I can leave it there for 10 years. O să o las aici pe masă 10 ani. And say that there's corn in there. Băi, acolo e porumb în sămânța aceea. There's a stalk in there. There's fruit inside of there. Acolo este rod. But if it's not developed, dar dacă nu este dezvoltat, if it doesn't go through the process, dacă nu trece prin the potential's there, potențialul este acolo, the fruit's there, rodul este acolo, the stalk's there, tulpina e acolo, but it doesn't produce. Dar nu produce nimic. We don't want to be like that. Și noi nu vrem să fim așa. Right? Da. We want fruit. Noi vrem să fim roditori. We want to please God. Vrem să-i facem plăcere Domnului. We want to use the gifts of God. Vrem să folosim darurile lui Dumnezeu. Da? Da? Yes. So that means we go through process. Așa că noi trecem prin acest proces. Like the caterpillar and the butterfly. Avem ca omida și fluturile. Inside of this caterpillar that crawls on the ground. Este o omidă care se trăiește pe pământ. There is a beautiful butterfly that will fly. Este un fluture frumos care va zbura. But it will never fly unless it goes through the process. Dar nu va zbura dacă nu trece prin proces. But it's wrapped in the cocoon. Atunci când este înfășurat în cocon. And through the process of coming out of the cocoon. Procesul acela a ieșit din cocon. Wings. Apar ali, beauty, frumusețe, inside, înăuntru, it's trapped inside, e prins acolo înăuntru, but without the process it doesn't go forward. Fără proces nu iasă afară. Sometimes we don't like the process. Câteodată nu ne place procesul acesta. Because Roy talked about the process. Roy a vorbit puțin despre proces. It costs time. Pentru că cere timp, effort, prayers, rugăciune, meditations, meditare, studying the scriptures, studia scriptura, asking God to help us. A cere Dumnezeu să mă ajute. Many things are part of the process. Și sunt multe lucruri care sunt parte din acest proces. And sometimes the process is longer than we want. Și de multe ori procesul e mai lung decât am vrea noi. You were born to lead. Tu te-ai născut ca să conduci. You were born to produce. Tu te-ai născut ca să produci rod. You were born to please God. Te-ai născut să-i faci plăcere lui Dumnezeu. Every one of us. Fiecare dintre noi.
So we want to go through the process. Așa că trebuie să trecem prin acest Is the process worth it? Merită? So that you can become the tree. Ca tu să poți să devii copacul. Here's the seed. Aici e sămânța. The process. A început procesul. Growth. Creșterii. There's no fruit right here. Da? The fruit's going to come later. Rodul va veni mai târziu. But without this. Dar fără asta. Without this. Fără asta. Without this. Fără asta. Without this. Fără asta. Without this. Fără asta. There's no fruit. Nu este rod. It's part of the process. E parte din proces. God wants to use us. Dumnezeu vrea să ne folosească. But let's go through the process. Dar haideți, dragii mei, să mergem prin acest proces. What God wants for us. Să devenim ceea ce Dumnezeu vrea. So that we can produce the fruit for Him. Ca să producem rod pentru El. Look, there it is. The process. How? Cum? We're called. În primul rând, suntem chemați. We have to be planted. Trebuie să fim plantați. Remember what Jesus said. Să aveți ce spunea Domnul Iisus. The seed must be put in the ground. O sămânță trebuie să fie pusă în pământ, trebuie să moară. Before it can produce. Ca înainte, ca ea să producă. We need moisture. Avem nevoie de umiditate. The seed that we put out here, it needs moisture. Sămânța care o punem aici are nevoie What's de umiditate. Și ce este umiditate? The Holy Spirit. Putem vorbi despre Duhul Sfânt. The Holy Spirit comes and moistens the seed. El care vine și umezește sămânța. The Holy Spirit takes the hardness out of our heart. Duhul Sfânt ia inima noastră pentru că vorbim despre inima. The Holy Spirit helps us to become teachable. Duhul Sfânt ne ajută să devenim învățabili. So like the potter can massage the clay. La fel cum olarul masează, modelează. We become soft in the hand of God. Noi trebuie să devenim moi în mâna lui Dumnezeu, ca El să ne modeleze. Este parte din proces, avem nevoie de apă, avem nevoie de nutrienți. Este Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea studiem și ne medităm la Scriptură, ca Dumnezeu să poată lucra în noi. Amin. And time. Și e nevoie de timp. Time. Timp. Sometimes we don't like the process of time. Dată nu ne place procesul acesta al timp. We want it now. Noi vrem acum. We want it right now. Noi vrem chiar acum. In America, we use an expression. În America noi avem o expresie. Called the microwave generation. Noi vorbim despre generația la microunde. You put something in there. Pui ceva acolo. Just set the microwave for a couple seconds. Pui câteva secunde acolo, setezi timpul. Ding. Și din odată. Din start. It's done. Și gata, s-a rezolvat. Sometimes that's what we think. Doar cam așa ne gândim noi. Just in there for a few seconds. Stăm acolo câteva secunde. Ding. We're done. Gata, s-a rezolvat. But God has process. Dar Dumnezeu are un proces. I was over in Upper Via a few moments ago. Am fost acum câteva momente la Upper Via. Inside the kitchen. Și acolo în bucătărie. Soros. Cooking. Surorile găteau. And it was chopping. Și tăiau acolo. Cutting up. And roasting over the fire. Process. Ce e procesul acesta? They were building. They were producing. Ele produceau. And there's going to be some fruit. Și va fi ceva rod. Amen. Amen. And the fruit will be a minunat. Wonderful meal in a few moments. I suppose they could have put everything in the microwave. Cred că ar fi putut pune tot la microunde. Few seconds. Câteva secunde. Ding. Gata. But it would not have been as good. Dar n-a fost la fel de bun. Sometimes you gotta simmer. Cool. Câteodată trebuie să gătești, să pui acolo la abur. So that everything can produce what it's supposed to. Ca să producă fiecare ce trebuie să producă. That's the process. Și asta e procesul. So we go through discouragement. Așa că trecem prin descurajare. We have to fight through failure. Trebuie să ne luptăm și cu eșecul. We have to fight through the opinions of other people. Trebuie să ne luptăm cu opiniile altor oameni. We have to go through the process. Sometimes we may lose our vision. Câteodată s-ar putea în procesul resources. Viziunea. The price. Resursele, prețul. Patience. Răbdare. It's all part of the process. Totul este parte din proces. God is working in us. Dumnezeu lucrează în noi. God is producing. Dumnezeu produce în noi. Sometimes we need external help. Câteodată avem nevoie de ajutor extern. We need somebody to mentor us. Avem nevoie de cineva să ne mentoreze, să ne învețe.
to show us. Să ne arate. Somebody take us under their arms. Cineva să ne ia după cap. And said, maybe you can think about doing it this way. Poate că ar fi bun să încerci și metoda asta. Or maybe you need some wisdom here. Poate ai nevoie de înțelepciune aici. Or maybe you should pray about this situation. Poate trebuie să ne rogi despre situația aceasta. And maybe you can develop better this way. Poate te vei dezvolta mai bine modul acesta. Now, can I try to do it by myself? Puteam să fac singur? Da. But I may not become everything God wants. Dar s-ar putea să nu devin tot ceea ce Dumnezeu vrea să devin. People speak into our lives. Oamenii care vorbesc în viața noastră. God places people in front of us. Dumnezeu pune oamenii înaintea noastră. To help us. Să ne ajute. In the process. În procesul acesta. Amen. Amen. Frate Leroy. Is one of my mentors. Fratele Roy este unul dintre mentorii mei. I've learned from him. Am învățat de la el. We learn from each other. Învățăm unii de la alții. We need each other. Avem nevoie unii de alții. We need a mentor to help us. Avem nevoie de un mentor să ne ajute. Your culture may want you to be suppress you. Cultura ta poate vrea să te apese. Your culture may say, don't do it like this. Cultura spune, nu fă în modul ăsta. Don't become everything God wants. Nu deveni tot ce others may say that. Alții poate spune. Because of the process. Dar noi trebuie să trecem prin acest without proces. The soil, there is no production of fără pământ acolo pregătit. Nu este see, without soil, we'll never actualize its potential. Pământ nu va ajunge la potențialul care we've got to be in the right environment. Trebuie să fim în mediul corect. This is not the right environment to grow corn on this table. Ai locul acesta nu este un mod corect a crește porumbul. But out there, dar acolo în grădină, out in the field, acolo în pământ, you prepare the soil. Când pregătești put the corn in there. Și pui sămânța. There's fruit inside acolo there. E rod de sămânță. We want to put ourselves in the right environment. Și noi vrem să ne punem pe noi în mediul corect. Environments like this where we can come and learn. În mediul acesta unde putem să venim împreună să ne încurajăm în cuvânt. Amen. 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 Because God has something to produce. Pentru că Dumnezeu are ceva să producă. Got to find the right place. Trebuie să găsim locul corect. Boats don't fly. Bărcile nu zboară. Amen. Yeah. Planes are not supposed to float. Avioanele nu sunt menite să plutească. You see all the people out here, they're trying to get out. Vedeți toți oamenii aici încearcă să iasă. Because planes are not supposed to float. Pentru că avioanele nu trebuie să plutească. Fish are not supposed to be in trees. Peștii nu trebuie să fie în copaci. Ah, da? Where do they belong? Unde e locul lor? În apă. Apa. Da, apa. Not in trees. You see, sometimes the process is finding right here. That the procesul acesta înseamnă să găsești mediul corespunzător. Jesus told the disciples fish on the other side. Iisus a spus ucenicilor, aruncați preajma în partea cealaltă. We've been fishing all night. Am pescuit toată noaptea. Jesus said, the other side. Uitați în partea noastră. Cast your net over here. Aruncați preajma aici. What did they find? Ce au găsit? Fish. Seek out a mentor. Caută un mentor. Ask questions. Pune întrebări. Sometimes I ask a lot of questions. Câteodată eu pun foarte multe întrebări. What about this? Dar cum e cu asta? I've traveled with Johnny many times. Călătorit cu Johnny de multe ori. I'll ask him questions. Tot timpul îl întreb. I'll ask him questions about the church. Îl întreb, pun întrebări despre biserică. I've asked questions about this country. Îl întreb despre țara aceasta. I've asked questions about communism. Pun întrebări despre comunism. I've asked all kinds of questions. Am pus tot felul de întrebări. We find a mentor, we ask questions. Găsim un mentor și punem întrebări. Can you help me? Poți să mă ajut? Can you help me? I've got this situation. Mă ajut, am situația aceasta. I want to grow. Vreau să cresc. I want to be better. Vreau să devin mai bun. I want to become everything that God wants. Vreau să devin tot ceea ce will you help me? Vreau să devin, mă ajut. May I have some of your time? Poți să-mi acord puțin din timpul tău? How? Cum? How do I do this? Cum fac asta? Why? Why should I do it this way? De ce ar trebui să o fac în modul acesta? When? Când? When is the right time? Când este timpul potrivit? Where? Unde? All questions. Toate sunt întrebări. When the newspaper wants to write a story. Când cineva de la ziar vrea să scrie. These are the questions they ask. Astea sunt întrebările care ei le pun. How and when când, and where când, and what's going on? They ask ce questions. Ce se întâmplă? We ask questions. Asta facem și noi, punem întrebări. Here. Uitați-vă aici. People learning.
Oamenii învață. Woody Lodge. Here. Right here, you. Chiar aici, locul acesta, voi. Yes. Is the process worth it? Merită procesul acesta. Merită. Merită. Aleluia. Fruit for the kingdom. Să fii roditor în împărăție. Fruit for other people. Să fii roditor pentru ceilalți. Do the work of God. Să faci lucrarea lui Dumnezeu. External input can create. External input can create in us. Intrarea externă poate produce what is already inside of us. Nu poate produce deja în noi. The soil does not produce the tree. Pământul nu produce copacul. The soil doesn't do it. Nu pământul produce. The soil is the environment. Și el este mediul. The tree is created by the seed. Copacul este produs de sămânță. And the seed produces the tree. Și sămânța produce copacul. The tree produces the fruit. Și copacul produce rod. That's what we want to understand. Asta vrem să înțelegem. The tree exists inside the seed. Copacul deja există în interiorul tău. You were created in the area. Fost creat. That God's gifted you in, and you must lead that area. You must put yourself in the process. Să te pui în acel proces. It won't just happen by itself. Inside the seed is the fruit. În interiorul sămânței este rod. That's the gift. Și asta e darul. That's your gift to the world. Darul tău. That's your gift to the body of Christ. Darul tău pentru. That's your gift to hurting people. Asta e darul tău pentru a ajuta. That's your gift to those who are in desperate need of something. Darul tău pentru cei care they need help. Oi, disperată de ajutor. And we have a gift. Și noi avem un dar. And it's God's gift to us. Darul Dumnezeu pentru noi. And God's gift through us. Și darul Dumnezeu prin noi. It's the fruit. Este rodul. This is God's gift. Asta e darul lui Dumnezeu. The tree, copacul, just delivers the fruit. Produce rod. Inside of you. În interiorul tău. Inside this little child. În interiorul acestui copil. He's a scientist. Este un om de știință. God wants to produce in us the fruit. Produce în noi. There's one thing I've never seen. Este un lucru care nu l-am văzut. One thing that's never happened to me. Un lucru care nu mi s-a întâmplat niciodată. The tree has never knocked on my door to give me its fruit. Niciodată copacul n-a bătut la ușa mea ca să-mi ia rodul. What must you do? Ce trebuie să faci? Yes. The tree never brings the gift to you. Copacul nu-ți aduce rodul ție acasă. When you produce când giftul produce rodul care este în tine, they will come to you. Oamenii vor veni la tine. To receive of the fruit, the gift să primească ceea ce Dumnezeu ți-a dat ție. Inside of your life. Ceea ce este în viața ta. When you serve your generation with your giftedness, you will be serving God. Îl vei servi pe Dumnezeu. And it's the need that God sees. Și este o nevoie care o vede. It's the need that you see. Și e nevoia care tu. And God uses you. Și Dumnezeu te folosește pe tine să împlinești acea nevoie. This world has many needs. Lumea aceasta are multe nevoi. And He needs you and I to produce. Și El are nevoie de mine și de tine să produci. So that our gift can bless the world. Așa că darul tău să fie o binecuvântare pentru lume. Amen. Amen. Slăviți să fie Domnul. Amen.